Ari, Ari Urson. Da, trei chestiuni foarte scurte, dar cred importante. Spuneai că nu au intervenit elemente noi în anchetă și ca urmare nu prea înțelegem, firesc, de ce a fost... Noi în favoarea lui Mircea Băsescu, în sensul acesta. Da. Eu zic că dimpotrivă sunt elemente care au intervenit în favoarea menținerii lui în arest. Eu în nefiind acesta, la rândul meu de acord cu arestul preventiv, dar în cazul de față, justificarea arestului preventiv a fost încercarea de a influența martorii și de a ascunde sau distruge probe. Da? Așa s-a justificat arestarea lui Mircea Băsescu. El este trimis acum direct la probe. Adică la probele care nu au fost niciodată căutate, banii sau orice alte înscrisuri, orice alte dovezi se găsesc în acea casă ce nu a fost niciodată perchiziționată. Deci el a fost trimis de către instanță să distrugă probe. A fost, cred că, instigarea infractorului ăsta, nu? Nu se cheamă așa? Adică instanța l-a trimis, du-te tu acasă unde noi n-am fost. Unde procurorii, mă rog, nu au fost și fă ce vrei tu. Al doilea lucru care cred că trebuie punctat este cel legat de mărturia lui Căpățână. Mărturia lui Căpățână ce vine acum confirmă niște lucruri pe care, dacă ți-aduce aminte, noi le-am spus cu multă vreme înainte. Povestea mașinii de bani a fost denumărat bani. Absolut. A fost dezvăluit aici la Antena 3. Da. De atunci și până la mărturia lui Căpățână și nici după mărturia lui Căpățână, eu nu am auzit ca doamna de la bancă să fi fost chemată, să depună mărturie, corect, să spună cine mai era acolo, corect, cum a verificat banii și dacă sunt falși și dacă sunt toată suma și așa mai departe. Sunt o mulțime de elemente ale acestei anchete care, să nu uităm, a fost închisă prematur, cu graba de a fi trimis în judecată dosarul, vezi, doamne, pentru că exista presiune publică, ci de fapt pentru a nu duce mai departe cercetările, să nu se ajungă unde? La Băsescu Traian. Băsescu Traian, cel care, fără îndoială, este în cunoștință de cauză în legătură cu această poveste, care trebuie audiat imediat, imediat ce imediat se încheie și mascarada, așa zise, imunități prezidențiale pe care i-a inventat-o slujbașul său Daniel Morar. Trebuie chemat pe 22 decembrie, trebuie chemat Băsescu Traian la audiere. Trei la mână și în acest caz, ca și în cazul EADS restituiri Microsoft, nu se urmăresc bani. Nu se pun măsuri asiguratorii. Am văzut acum informația în legătură cu doamna Bica, că s-ar fi dispus un sechestru în cazul doamnei Bica, dar în cazul lui Cocoș tu nu pui niciun sechestru? În cazul lui Udrea Elena Gabriela, beneficiara banilor lui Cocoș, tu nu pui niciun sechestru? Nu zic să pui și în cazul lui Băsescu Traian, cel care este beneficiarul real al tuturor acestor bani sifonați din ANRP, care au alimentat campania electorală a lui în 2009, la referendumul din 2012, la alegerile parlamentare care au dat majoritatea cu care s-a sprijinit. În toate acele cazuri, tu nu dispui sechestru și confiscare? Ai dispus în cazul Telepatia confiscare și către terți care nu aveau nicio treabă cu dosarul. Absolut nicio treabă cu dosarul. Și tu nu dispui în cazul celor care, repet, sunt implicați direct, sacoșele cu bani ălea, 9 milioane din EADS și 10 milioane din dosarul lui Stelu, sunt acasă la Cocoș, de unde s-au dus și în poșeta lui Udrea Elena Gabriela și tu nu dispui nimic, nicio măsură, cam bizar, nu? Da, are vreo legătură, domnule Coarnă, are vreo legătură faptul că s-a terminat campania pentru prezidențiale cu acest moment de astăzi? Eu cred că are o legătură directă ca această decizie să fie luată în timp cât domnul Traian Băsescu este încă președintele țării pentru mai multă siguranță. Pentru că următorul termen era peste 30 de zile. Dacă în cazul... Pentru mai multă siguranță, ce sens? Să fie eliberat. În sensul să fie schimbat. A, în măsura arestului preventiv, corect. Cât e președintele României încă la butoane. Ceea ce s-a și... Exact. Dacă în cazul domnului Căpățână, cred eu, măsura este justificată, pentru că avem o procedură simplificată. Aceea le recunoaște fapte și aduce probe. A recunoscut faptele și a adus probe. Și cred că măsura de înlocuire a arestului preventiv cu arestul este justificată în totalitate. În cazul domnului Mircea Băsescu, nu. Eu mai spun că, și am spus mereu, urmărire penală incompletă. Acest dosar a fost dat pe repede înainte. El trebuia foarte bine aprofundat din punct de vedere penal, pentru că sunt elemente care nu au fost cercetate. Sunt foarte multe elemente și care duceau la un cerc infracțional mult mai mare.
și mult mai amplu. De aceea s-a dus pe repede înainte, au spus ei celeritate și presiune publică. Nu, fals. Presiunea de teama presiunii publice au deschis dosarul. Nu, dar explicați că dumneavoastră sunteți jurist. Dacă de 20 de ori instanța spune nu ai ce să cauți, să te judecăm în stare de libertate, ce înseamnă asta? Înseamnă că strigi niște probe, că e legătura comunică, influențezi ca astea, că domnul Mircea Băsescu în cap pe stradă oameni. Sunt elemente care aduc la concluzia asta, sigur că da. Și a 21-a oară te eliberează. Care să fie explicația? Adică de ce și-au securizat probele? Adică totul e perfect, numai orice ar face Băsescu acum nu poate influența dosarul. Situația de fapt este identică. Băsescu Traian nu a fost încă, președintele n-a fost încă audiat în povestea asta. Și că Pățână spune, Mircea Băsescu a mers la președintele României și a vorbit cu el despre asta, știu eu asta. Uite, să privim partea pozitivă. Dacă după raționamentul domnului Coarnă l-o fi dat în gât, Băsescu Mircea pe Băsescu Traian. Asta e chiar. Poate l-au eliberat pentru fondare. Nu, vorbim de un dosar pe instanță, pe punere și creație penale. Nu e formăire penală să fie secretă. Nu, exclus așa ceva. Dar cred că eu rămân la convingerea asta. A fost luată această decizie pentru siguranță, ca cineva să fie sigur că domnul Mircea Băsescu este în libertate, în sensul că s-a schimbat, s-a înlocuit măsura arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Dar cu ce l-ajută, ca să ne înțelegem? Păi el ajută, imaginați-vă, sincer, nu puteți să... Să comparăm arestul cu casa. Sigur că da, sigur, chiar dacă tu nu ești din casă, pot veni băieții la tine acasă. Nu le-a ieșit odată, știți că i-au pus pe cursă la Constanța, pe amândoi, în mașină, în dubă, ca să discute elementele astea, nu le-a ieșit. Nu le-a ieșit pentru că, până la urmă, Căpățână, determinat de niște cauze externe, zic eu... Noi am spus la ordinea zilei atunci, nouă ni s-a părut ceva incredibil. Adică incredibil. Doi oameni care erau judecați în aceeași speță, erau băgați în aceeași dubă, vreo trei ore de mers așa, înțelegeți? Adică noi doi, dacă stăm trei ore în mașină, mai vorbim, adică află de familia noastră, față de a mea, ce ne mai place, ce nu ne mai place, ce vrem să... Cine vrem să fie președinte peste 5 ani, de exemplu, da? Sau... Acolo, din punctul ei care aveau de făcut declarații în fața instanței, cum Dumnezeul așa ceva? Scopul era, din punctul meu de vedere... Păi cum spuneți că nu le-a ieșit? Eu cred că le-a ieșit. Nu le-a ieșit, că uitați, sunt declarații contradictorii. Căpățână merge pe procedura simplificată, recunoaște în totalitate, spune suma de bani exact ce a picat pe interceptări și pe informațiile care au fost în presă, 600.000 cu 100.000 comisiuni până la 1 milion. Dar asta este procedura dacă recunosc când dau drumul acasă? E procedură simplificată și mai mult de atât, diminuarea de pedeapsă cu o treime. Minimul și maxim special al pedepsei se diminuează cu o treime. Păi, adică eu pot să fiu un hoț, dacă sunt un hoț și sip până la capăt și recunosc, s-a terminat, adică... Sigur. Deci mărturisesc, dar nu numai atât. Vin și cu probe în favoarea celor mărturisite, ca să susțin. Și atunci am o diminuare a minimului special și a maximului special cu treime. Vedeți o legătură între faptul că s-a terminat campania pentru prezidențiale, între faptul că există mai sunt 3 săptămâni până la terminarea mandatului lui Băsescu și eliberarea lui Mircea Băsescu de astăzi? Eu așa o văd. Vedeți o legătură? Eu așa o văd, da. Domnule Apostoliu, despre corupție, știți? Nu, am înțeles. Asta este partea... Vreau să spun că a devenit irelevantă problema sau cu o presiune mult mai mică decât era atunci când era momentul să fie. În acest moment lumea așteaptă altceva și atunci vreau să vă spun când era că... momentul să fie Antena 3, credeți-mă, a fost pe baricade tot timpul cu acest subiect. Nu, atunci când eram în alte date ale problemei. Că spuneți dacă, sau m-ați întrebat un fel sau altul, dacă există o legătură cu faptul că s-au încheiat alegerile prezidențiale, da. Eu cred că nu. Ăsta e punctul meu de vedere. Lucrurile merg în continuare. Îi dau dreptate domnului Radu, care spunea că până la urmă faptul că a fost trimis acasă deja poate că e o notă normală și eu cred că lucrurile au fost evaluate și probabil că mai mult de atât nici nu mai ai ce să mai obții, adică este foarte clară până la urmă problema și își urmează cursul justiția și justiția va spune despre Băsescu Mircea, a fost, n-a fost vinovat, va fi condamnat sau nu. Dacă m-ați fi întrebat acum 2 ani, 3 ani sau s-ar fi întâmplat atunci, aș fi fost mult mai vehement pentru că n-am uitat. Dar de ce? E important pentru ce că spuneți. N-am uitat și nu o să uit niciodată ce a făcut Traian Băsescu pentru această țară și subiectivismul din mine mă ducea să spun, fără să vreau, că i-aș fi vrut poate rău acestui om sau aș fi vrut să-i se dea pedeapsa mai repede ca să fie într-o fel satisfăcut. Nu mi-am schimbat părerea. Este, în acest moment a devenit impactul acestei probleme nu mai este atât de mare. Și nu se datorește faptului că s-ar fi schimbat ceva în țară, se datorește faptului că cei care au venit la putere n-au știut să taxeze problemele făcute de Traian Băsescu la momentul respectiv și prin acele
colaborări sau pact sau ce s-a întâmplat, coabitări, au lăsat să curgă în continuare aceste probleme. Din păcate. Asta este punctul de vedere. Deci, dumneavoastră spuneți că, mă rog, chestia este, subiectul este foarte important, a fost foarte important la moment de timp T, dar el, mă rog, s-a voalat așa puțin, dar pentru că... Dar impactul nu mai este același, păi, da, dar problema rămâne, problema sine rămâne aceeași. O secundă. Mă rog. Oricare dintre noi poate fi, adică nu oricare dintre noi, tot sper că nu oricare dintre noi poate fi în orice moment luat de DNA și băgat în pușcărie. Adică trebuie să faci ceva ca să se întâmple asta. În anumite momente se putea. Poate de aici încolo nu va mai fi. Dar de ce credeți asta? Ia spuneți-mi. Am impresia că se schimbă ceva în justiție, că s-a mai eliberat un pic, că începe să cadă și stânga și din dreapta și atunci încep să crezi, nu spun că sunt sigur, că ceva este în curs de schimbare. Aveți încredere în felul în care a fost instrumentat cazul Mircea Băsescu? Sincer, nu mă pricep din punct de vedere juridic. De exemplu, eu vă aduc dumneavoastră niște bani acasă, da? Eu sunt Bercea și vă aduc niște bani acasă. Și apoi mă să mă reclamați bani, vă aduc niște bani să faceți niște lucruri, da? Nu a fost eliberat. Excelență. El a fost trimis acasă, excelență, pentru că între timp în legile noastre s-a introdus această chestiune. A fost trimis acasă unde sunt banii pe care nu i-a căutat nimeni, adică măcar atât. Despre asta este vorba. Poate să fie un semn de credibilizare a actului de justiție. Cred că problema e că n-au căutat banii, nu că a fost trimis acasă. Adică este, păi nu, eu altceva. Faptul că ei n-au căutat banii cu faptul că a fost trimis acasă, sunt două lucruri.